De Academia de Coaching am aflat pe YouTube, prin intermediul videoclipurilor Loredanei. Și ce te-a convins să faci cursurile acestea de dezvoltare personală cu Loredana Latiș? M-a atras ea ca om, adică felul în care vorbește. Am considerat că este, cum o numeam eu înainte, profesorul ideal, să zic așa. Am simțit o căldură. Mi-a plăcut naturalețea, în primul rând, și cum pune problema, totul vine natural, fără să-și caute cuvintele prin Dex și așa mai departe. Da, este o persoană normală, să zic, pentru mine. Nu caută să și dea importanță prin cuvintele alese, cum fac alții. Cum era viața ta, cum erai tu, cum te descrie că erai înainte de acest curs? Înainte de a mă hotărî să fac acest curs, eram într-o perioadă, pot să spun, chiar nu știu dacă e prea mult spus, depresivă, dar mă simțeam puțin cam fără încredere în mine, fără puterea de a lua decizii, un pic pierdută, adică în anii, ocupațiile care le aveam nu îmi dădeau sau am uitat practic să mai fiu eu. Și acum, după, Chiar vreau să te întreb, chiar acum după, ce simți că ai obținut, că s-a schimbat cu tine, cu viața ta pe plan personal? am revenit la persoana mea. Adică eu hotărâtă, eu cu planuri, eu cu decizii și adică să iau decizii să le și duc la un sfârșit, nu doar să vorbesc și să rămân doar la a vorbi. Din punct de vedere profesional, simți că s-a schimbat ceva în viața ta? Da, Poți bineînțeles. să ne dai și niște exemple concrete? Păi eu vreau să fac cât mai multe lucruri pe plan profesional. Adică, ce exemplu să dau? Sunt hotărâtă să merg să-mi reînnoiesc diploma, de exemplu, pe care o am acum. Am urmat o școală care mi-a expirat și sunt hotărâtă să merg să îmi actualizez școala respectivă. Din punct de vedere al coachingului, crezi că vei urma o carieră și în acest domeniu? Da, Adică, îmi doresc. ce îți propui să faci? Să mă promovez, de exemplu, să lucrez mult, să mă promovez. Care este clientul, să-i spunem, ideal din punctul tău de vedere? Eu. Interesant Eu răspuns. sunt. Dacă toți suntem La așa momentul. pragmatici, poți să-mi spui dacă a meritat investiția pe care ai făcut-o în acest curs? Și nu mă refer doar la bani, mă refer și la alte resurse pe care le-ai alocat, timp și așa mai departe. Da, a meritat din plin. Mă bucur foarte mult că am participat la acest curs. De ce crezi tu că a meritat investiția asta? Pentru că m-a făcut să mă simt mai bine. M-a făcut să mă simt mai bine și sunt fericită. Nu simt pierderea banilor. Nu o simt. Dacă cineva te-ar întreba acum cine este Loredana Latiș, ce îi răspunde? Loredana este un om extraordinar, este minunată. Un om care te pune pe picioare, zic.
Pentru mine. Îți plac sau nu experimentele imaginare? Noi o să facem acum un experiment împreună. Tu acum te uiți, nu știu dacă îți dai seama, dar nu te uiți la cameră, ci te uiți în ochii Loredanei Latiș. Da. Ce ai spune Loredanei Latiș dacă acum s-ar afla în fața ta? Mulțumesc, Loredana, pentru ceea ce sunt astăzi.